Bună ziua, onorată mass media, stimați cetățeni! În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați dat curs invitației conferinței de astăzi, organizată de Partidul Social Democrat European din Republica Moldova și Partidul Social Democrat din România. Vreau să vă informez că Partidul Social Democrat European împreună cu Partidul Social Democrat din România au încheiat un acord de colaborare în mai 2021 și acțiunile de astăzi fac parte din acest program de colaborare. Un program de colaborare politică, un program care ne va aduce plus valoare echipei noastre în Republica Moldova. Vreau să salut pe bunul nostru prieten, pe domnul ministru al muncii și solidarității sociale în România, domnul Marius Constantin Budei, care este prezent alături de echipa noastră. Dânsul face parte din prima acțiune care noi am planificat-o de a vizita Republica Moldova și în special Partidul Social Democrat European de colegii noștri de rang înalt din Guvernul României. Astăzi am avut un șir de acțiuni, urmează să le avem în continuare împreună cu colegii, în așa fel ca să acumulăm cât mai multă practică, cât mai multă informație, experiență, în așa fel ca Partidul Social Democrat European, atunci când va veni la guvernare, deja să vină cu o echipă de profesioniști, cu o echipă puternică, care să poată să facă față tuturor crizelor și să aducă soluții pentru a putea aduce bunăstare în Republica Moldova și, desigur, o credibilitate mai mare cetățenilor din țara noastră. Astăzi, alături de colegul meu, vreau să menționez că Partidul Social Democrat European, care este într-o etapă de reconstrucție la moment, este un partid de stânga, un partid care face parte din marea familie europeană, alături de colegii noștri PSD și, desigur, fiind și membri al Internaționalii Socialiste, fiind și membri ai Partidului Socialiștilor Europeni, suntem o echipă care cu adevărat punem accente pe social-democrație aici acasă și în Europa și în întreaga lume. Aici vreau să menționez un lucru foarte important și să dezmint acest mit care este în societate sau în perceperea cetățenilor din Republica Moldova, și anume că numai un partid politic astăzi are acces sau are susținere din partea Uniunii Europene. Ceea ce nu este adevărat, vreau să spun că noi astăzi avem un suport necondiționat, un suport consistent din partea marii familiei europene și deja în luna martie urmează ca împreună cu colegii din PSDE să mergem la Parlamentul European, să avem un șir de întâlniri cu înalții comisari, cu europarlamentari, cu cei care astăzi sunt în fruntea socialdemocrației europene. Aici vreau să menționez că 17 țări din Uniunea Europeană sunt conduse de partide social-democrate. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc încă o dată de încrederea și de deschiderea care o avem din partea partenerilor noștri social-democrați din România, și aici vreau să menționez că acțiunile care noi astăzi le facem, le facem pentru viitor. Pentru că atunci când Partidul Social-Democrat European va ajunge la guvernare, va veni cu o echipă profesionistă, o echipă bine pregătită, care într-adevăr să facă față următoarei crize sau următoarelor soluții care urmează să fie puse în fața noastră. Acest mit că în Republica Moldova social-democrații sau partidele de stânga sunt numai cei care au legături cu trecutul ex-sovietic sau cu Rusia sau cei vorbitori de limba rusă, nu este adevărat și noi o să construim aici în Republica Moldova un partid autentic, pro-european, care să ne aducă plus valoare. Un lucru care vreau să-l menționez este că venind la guvernare nu trebuie să vii să te îndeți a guverna. Venind la guvernare trebuie să vii cu soluții în fața cetățenilor, într-adevăr, ca să faci
fața acestor provocări. Pentru că cetățeanul din țara noastră așteaptă soluții, așteaptă bunăstare și noi suntem astăzi în capacitatea de a face acest lucru. Pe parcursul următoarelor luni vom mai avea invitați unde împreună cu colegii din România vom accesa fiecare domeniu, fie că agricultură, fie că sănătate, fie că alte domenii din domeniul blocului economic, în așa fel ca practicile sau experiența europeană să fie transferată aici acasă și într-adevăr să putem să implementăm. Pe de o altă parte, chiar dacă suntem un partid de opoziție, vom fi alături sau cu ochiul pe actuala guvernare să aducem sau să venim cu soluții concrete pentru dezvoltarea țării. Desigur, vreau încă o dată să mulțumesc colegilor din România și să-i ofer cuvântul bunului prieten să vină și dumnealui cu câteva cuvinte. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnule președinte! Bună ziua tuturor cetățenilor din Republica Moldova! Vă salut cu nostalgie! Eu, un locuitor crescut, născut pe malul drept al Prutului în județul Botoșani, vin de fiecare dată cu emoție la Chișinău și nu numai la Chișinău, în Republica Moldova în general. Astăzi sunt aici în fața dumneavoastră în dublă calitate, în calitatea mea oficială de ministru al muncii în cadrul executivului, în cadrul Guvernului României, dar și în calitate de membru al Partidului Social Democrat, împreună cu domnul președinte al Partidului Social Democrat, filiala Chișinău, Partidul Social Democrat din România, și cu domnul președinte al Partidului Social Democrat European din Republica Moldova. Avem câteva activități și activități bazate pe ceea ce înseamnă politică social-economică la nivel european. Protocolul de care domnul președinte, la care domnul președinte făcea trimiterea anterior, asigură Partidului Social Democrat European din Republica Moldova parcursul european viitor, deoarece noi ca membri ai social-democrației din Uniunea Europeană avem această familie europeană foarte mare care vine cu cunoștințe și cu experiența unor țări avansate din punct de vedere economic, care să ne ajute împreună și pe noi România și pe dumneavoastră Republica Moldova în parcursul următor, parcurs care nu poate fi altul decât un parcurs european. Ceea ce noi am discutat astăzi, am avut și o întâlnire cu sindicatele pe plan politic și este cunoscut în întreaga Uniune Europeană că politica de stânga, politica social-democrată este strâns legată de lucrători, de reprezentanții lucrătorilor, de sindicate. Nu ignorăm nici patronatele pentru că avem politici bune și în domeniul economic. Însă politica de stânga vine cu experiența europeană și vine cu apartenența noastră la o familie care este din ce în ce mai puternică la nivel european. De la comisarul pe muncă, de exemplu, domnul Nicolas Schmidt, care este comisar în cadrul Comisiei Europene, care este din familia noastră social-democrată, la cancelarul Germaniei, la premierul din Spania, mulți alții miniștri la nivel de guverne din Uniunea Europeană, cu toții facem parte din această familie frumoasă social-democrată și îi avem în parteneriat și vă mulțumim că ați venit în parteneriat cu noi. Asta demonstrează că vă doriți ca ceea ce vorbeați dumneavoastră de reconstrucție să fie cu principiul european și cu dezvoltarea în principiile Uniunii Europene, care înseamnă echitate între muncă, rezultatul muncii și plata cetățenilor, pentru că social-democrația este bazată pe echitate. Nu vorbim de egalitate, vorbim de echitate și de șanse egale, vorbim de șanse de a parcurge, de a avea un parcurs profesional, dar și un parcurs al dezvoltării economice care să fie în strânsă legătură cu tot ceea ce înseamnă normele europene, cu tot ceea ce înseamnă politica europeană și parcursul european și, bineînțeles, și acele, ca și într-o organizație, avem și drepturi și obligații pe care trebuie să ne le însușim în parcursul european, care sper eu să fie un parcurs în comun, România și Republica Moldova. Președintele PSD România, domnul Marcel Ciolacu, a spus foarte clar, necondiționat, atât cât aveți nevoie, sprijinul nostru este colegial și prietenesc, în primul rând, frățesc, aș putea spune,
pentru a vă asigura tot ceea ce dumneavoastră aveți nevoie pentru viitorul parcurs european. Credem că și suntem convinși că socialdemocrația, și vă vorbesc ca un socialdemocrat de când eram foarte, foarte tânăr, am avut și parte de opoziție și parte de guvernare. Știm că atunci când ești în opoziție, așa cum sunteți dumneavoastră acum în Republica Moldova, reconstrucția este foarte importantă și mă bucur foarte mult să aud de la dumneavoastră că vorbiți de o reconstrucție europeană, de o reconstrucție după principiile și normele europene. Asta este un lucru extrem de bun și este o speranță pe care dumneavoastră trebuie să o dați cetățenilor din Republica Moldova. Mai mult de atât, am discutat de implementarea directivelor și de tot ceea ce vine, directivelor europene, și de tot ceea ce vine ca și discuție pe dialog social, pe norme care să vină în sprijinul lucrătorilor și angajatorilor, în general, pe un avans și pe o prosperitate economică, pentru că doar din prosperitate economică pot veni și salariile mai mari, și pensiile mai mari, și alocațiile mai mari. Sigur că ne supunem cu toții unui val de măsuri pe care trebuie să le luăm. Noi am trecut bună parte prin aceste măsuri. Ne așezăm în fața dumneavoastră, împreună cu dumneavoastră, în fața cetățenilor din Republica Moldova, pentru a-i asigura că noi suntem pe acest parcurs pro-european, mână în mână, cum s-ar spune, și împreună vom crea politici pentru cetățenii Republicii Moldova și vă punem la dispoziție tot ceea ce înseamnă experiența noastră. Venim aici cu prietenie, venim cu drag. Repet, sunt un copil crescut pe malul Prutului, pe malul drept al Prutului, care de fiecare dată vine cu nostalgie aici în Republica Moldova. Vreau să mulțumesc încă o dată partenerilor noștri și vreau să menționez că România, fiind guvernată de Partidul Social Democrat, a aderat și la Uniunea Europeană, a devenit membru NATO și a atins cel mai mari creșteri economice atunci când Partidul Social Democrat a fost la guvernare. Noi ne propunem ca echipă politică să ajungem la guvernare și acest indicator, într-adevăr, să-i vedem materializați și în Republica Moldova, în așa fel ca cetățenii cu adevărat să simtă o bunăstare și un suport consistent de partea politicienilor. Mulțumim mult! Dacă sunt careva întrebări, vă mulțumim. Dacă nu înseamnă că tot a fost clar. Da. Vă mulțumim frumos, mulțumim. Vă mai așteptăm. Și nu mai Eu am vrut să rog pe domnul ministru să facem câteva poze de protocol aici.